Apa de dimineață Te ajută să scapi de greață și crește moralul Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața Cafeaua de dimineață la dispoziția dumneavoastră Știri din namți, mesagerul de Neamț Încercăm astăzi să Discutăm câteva subiecte la ordinea zilei. Primul dintre ele, nu-i așa, vă interesează? Vă interesează? Cine va fi prefect de Neamț? Pentru că, dacă citiți pe mesagerul de Neamț, ultima știre postată, veți afla că prefectura a fost atribuită PSD-ului. Atribuită PSD-ului aparent pentru că Așa s-a hotărât la nivel central, unde sunt președința ai Consiliului Județean de la o formațiune politică, tot de acolo să fie și băieții care vin pe postul de prefect sau doamnele care vin pe postul de prefect. Neamțul, ca de obicei, a făcut figură aparte, el rămânând în zona aceea a județelor care au fost negociate separat. De ce? Din multe motive. Pentru că, să nu uităm, la un moment dat, prefectul de neamț, George Lazar, a fost singurul prefect din țară care s-a aliniat în spatele lui Florin Câțu, când acesta și-a anunțat candidatura. Pentru că în momentul în care neamțul ar fi avut președinte PSD, chiar și oameni din PSD-ul central n-ar fi vrut ca Ionel Arsene să poată conduce județul și de la prefectură. Sunt multe lucruri care se pot discuta apropo de această joacă politică. Cert este că târziu în noaptea, nu iar noaptea, nu noaptea trecută, cealaltă, s-a bătut în cuie formula prefect PSD, sub prefect PNL. Restul lucrurilor care ar fi putut fi negociate fiind lăsate cel puțin deocamdată deoparte. O să vă întrebați cine poate să fie noul prefect de neamți. Discuții au fost mai multe, s-a vehiculat numele Danielei Soroceanu sau, mă rog, familiei Soroceanu în legătură cu această funcție. Daniela fiind cea care mai și pricepe despre ce este vorba în legătură cu funcția respectivă. Dar, ca să fie împăcată toată lumea, se pare că s-a ajuns la un acord cu un om atent verificat în PSD, un om care a rezistat cu brio în ultimii, cred că, doi ani, să stea pe lângă Arsene de fiecare dată când venea în județ, să fie așa ca un fel de tampon între Arsene și restul lumii. Vorbim aici despre Adrian Niță, angajat la CG, neoficial șef de cabinet și pe comunicare, un om care probabil a dovedit că se poate avea încredere într-un partid ca PSD-ul, se poate avea încredere în el chiar într-un partid ca PSD-ul sau mai mult decât atât într-un partid ca PSD-ul. Ce să spunem, Adrian Niță este încă un tânăr provenit din garda tânără a lui Pinalti, la un moment dat Cred că a fost și șef pe la tineret. A fost și un scandal când era numit șef la direcția aceea județeană fantomă de sport, tineret și sport. La un moment dat erau parcă chiar doi directori, dar nu mai contează. Important este că în momentul acesta, în PSD-ul actual, Niță nu are figura unui scandalagiu. Și atunci, poate, asta ar mai estompa, știu eu, discuțiile apropo de numirea noului prefect. Să nu uităm că el este un, totuși, un om care a fost de mână și alături cu doamna, a îmi scapă, doamna Macovei, cred că nu, de la un partid care își dorea o reformă totală și care declarase război total partidelor de stânga, deci și PSD-ului. Da, fiecare om evoluează, mai ales în politică, evoluez foarte ușor sau evoluez cum ți se spune să evoluez. Un alt subiect, bine, haideți să vă mai spun ceva pe subiectul ăsta, Acum vreo săptămână, două, acum două săptămâni, lucrurile stăteau altfel. Prefect PNL și subprefect PSD. Și atunci se punea problema, domne, cu cine vorbim, cu cine ar fi, am primit un mesaj interesant, dar nu pot să-l citesc pe post pentru că este puțin licențios. Da, cu cine ar fi defilat PSD-ul pentru funcțiile de subprefect? Și calculele erau făcute destul de interesant, de genul, un tânăr corporatist din Roman, care trebuia să vină subprefect pentru a-și face imagine să ajungă pe postura de candidat la primăria Roman. De asemenea, se încerca probabil o reparație vis-a-vis -vis de un fost adjunct al poliției care n-a reușit să pensioneze șeful al poliției județene, domnul Costinel Vlad, care uh, a, ar fi vrut să fie într-o funcție publică, dar... Na, negocierile s-au schimbat, Arsene n-a vrut să cedeze nici chiar dacă probabil a fost îmbiat și cu câteva funcții pentru organizație la nivel central. Ar fi putut negocia și majorități noi în Piatra Neamț, Roma, în cine știe pe unde, cu viceprimari. Dar, până la urmă, imaginea contează mult și domnul Arsene a obținut probabil ce și-a dorit funcția de prefect. Apropo de, astea o bârfă interesantă în ziarul de Iași, altfel un ziar extrem de serios din uh, orașul uh, în care mulți dintre noi am fost uh, în calitate de studenți și în care mulți dintre noi mergem în calitate de bolnavi. Pentru că, na, ei bine, acolo o bârfă spuneam cam așa, că domnul Maricel Popa, da, e șeful, fost șeful PSD de la Iași, cel care, în calitate de președinte de al Consiliului Județean, a aprobat alocarea de bani, nu a aproba, a propus alocarea de bani, de aprobat, au aprobat-o consilierii, mă scuzați, împreună cu Ionel Arsene de la Neams pentru spitalul de la Lețcani, că tot vorbim de sănătate. Ei, domnul acesta ar fi cerut, spun băieții de la Iași, ca un foarte vechi manager de spital din Iași, rămas fără funcție, să unui, fost unui manager să îi se găsească o funcție în neamț. Tot cei de la Iași spun că, de fapt, cererea lui Maricel Popa s-ar fi întâlnit cu oferta lui Ionel Arsene, E și greu ca cei doi să refuze unul pe celălalt, deocamdată cel puțin, și că acesta ar fi zis, da, uite că ar fi, aș avea nevoie de un om la spital. Este totul la nivel de bârfă, dar să vedem dacă aceste bârfe au și vreun substrat care poate să fie real. La Este vorba despre fostul director de la Spitalul Sfântul Pantelimon, pe numele său Ioan Bărliba, care a condus Sfântul Pantelimon cel puțin vreo 12-14 ani, dacă nu mă înșel, și acum are ceva probleme cu DNA-ul în urma unui, unui denunț făcut de un un om de la USR, Emanuel Ungureanu, dacă nu mă înșel, parcă a fost senator, care are în palmares și alți medici și directori de spitale pe care i-ar fi dat jos. O fi adevărat, nu o fi adevărat, o să-l invităm într-o zi pe domnul Filimon, actualul manager cu concurs de la spital, să vedem dacă este adevărat sau nu, dacă lui a spus cineva ceva de genul acesta și dacă nu, îl invităm la o emisiune în care să spunem bancuri despre sănătate. Cam asta ar fi nivelul la care putem vorbi despre sănătate în județul Neamț, cel puțin deocamdată. Bun, un alt subiect, dar pentru asta va trebui să mă lăsați 30 de 10-15 secunde să pot intra într-un site. Uh, am citit o, o știre uh, extrem de interesantă pe site-urile din România, apropo de o firmă a Consiliului Județean. O știre care pe mine m-a umplut de mândrie locală, județeană și de ce și națională, pentru că societatea trolei Buzu ar fi avut un profit care a crescut de 160 de ori într-un singur an. Asta o spune, nu o spun oamenii din presă, o spune managerul nou al societății, a ajuns acolo pe, pentru că a dovedit că este un manager foarte bun pe vremea când vindea pantofi, parcă la CNC sau ceva de genul ăsta, nu mă pricep foarte bine la magazinele astea, după aceea când a fost pus, de PMP, dacă nu mă înșel și Dragoș, Chitic, director la Buzu, acum pus cam pe aceeași filieră sau pe aceeași filieră, plus Ionela Arsene, da, și atunci era Ionel Arsene, într-un fel, la buzu. Deci, profitul a crescut de 160 de ori. Pff. Care ar fi motivele pentru care a crescut acest profit? Și asta nu ne mai uităm nicăieri pe niciun site, în condițiile în care multe autobuze ale troleibuzului sunt trase pe dreapta, în condițiile în care nu se vede nimic care ar putea să arate că s-au încasat bani în plus din activitatea de transport de călători, cu care... Ar trebui să se, de care ar trebui să o preocupe cei de la troleibuzul. Ca și înainte, se plătește o subvenție uh, pentru transport, uh, nu există motive. Troleibuzele știm cu toții că au fost trase pe dreapta, mă rog, trase la reformă. Deci, care ar fi misterul acestui profit? pe care bagheta magică a lui Cristian Sauciuc, managerul, l-a realizat într-un an de zile. Păi să vă spunem noi care ar fi bagheta magică. Acum vreo 2 ani, un an și ceva, 2 ani, 2 ani și ceva, troleibuzul a dat în judecată uat adică primăriile, de pe raza cărora făcea transport. Pentru că acestea nu ar fi achitat sumele stabilite printr-un contract pentru subvenție sau pentru călătorii care puteau circula cu bilete subvenționate, e mai complicat, dar nu contează. Sumele nu erau deloc mici, sumele erau chiar foarte mari. La ele se mai adaugă și penalități. De asemenea, Trului Buzu, tot pe vremea fostului manager, a dat în judecată adiur trans forul tutelar al transporturilor care răspunde la comenzile forului tutelar de la județ. Și pe o sumă imensă a câștigat și procesul acela. Toți acești bani au intrat după ce a fost schimbat manager, nu, după ce s-a încheiat mandatul fostului manager și a ajuns domnul Sauciuc manager. Deci, tot misterul acestui profit vine de aici. A ah, au scăzut, de se spune, undeva, a scăzut consumul lunar de ulei, bănuim că uleiul de motor, de la 700 de litri la 100 de litri. Piesele de schimb au ajuns și acum a să fie mai mici, au scăzut cu o treime, dar nu ne spune nimeni câte autobuze de la troleibuzul mai funcționează, că cu troleibuzele ne-am lămurit. E o discuție pe care sper să o facem cu domnul Sauciuc într o emisiune în care să discutăm despre aceste lucruri, că ar mai fi și alte lucruri de discutat la troleibuzul, de exemplu, cum au fost achiziționate, prin ce proceduri, două autobuze care circulă în moment, și că circulă în momentul acesta prin Piatra Neamț. Unul dintre ele dacă informația noastră este corectă și nu avem motive să ne îndoim că -ar, că ar fi altfel, un autobuz ar fi costat, nu, nu vă speriați, că nu e o sumă mare, 4000 400, de euro. Mă întreb cam ce autobuz poți să cumperi cu 4000 de euro de pe piața liberă din Germania. Să mergi tu ca manager împreună cu o echipă să-l cauți să l achiți împreună cu un alt autobuz care ar fi costat vreo 14.000 pe acolo de euro. Cine a aprobat achiziționarea acestor autobuze? Probabil Consiliul de Administrație, în care șefă este o doamnă care este specializată în, în să nu folosesc cuvinte foarte pretențioase, că n-ar fi cazul, în administrarea unor hanuri probabil că acolo poți achiziționa un autobuz cu 4.000 de euro fără procedură. Nu știm care-i treaba la troleibuzul, dar vom vedea. Și vrem să atragem atenția și asupra unui lucru, că la troleibuzul ni se spune de către un om care s-a speriat când a auzit, el lucrând în domeniul ăsta de foarte mult timp acolo în troleibuzul, că se pregătește achiziționarea a 10 autobuze noi, pentru că, vezi, doamne, ar fi nevoie de ele în, în perspectiva în care se așteaptă 41 de autobuze electrice la troleibuzul pe proiecte europene. Da, se mai achiziționează 10 autobuze pentru care, ci că s-ar fi negociat suma de 25.000 de euro. 25.000 de euro pentru 10 autobuze pare o sumă, ca să spun așa, bună din punctul de vedere al contribuabilului nemțean. Nu știm dacă autobuzele respective pot să satisfacă cerințele unui transport modern, așa cum își dorește primarul municipiului Piatra Neamț, a unui transport sigur, așa cum sigur își dorește și își dorește și cei de la cum se cheamă ăștia care verifică mașinile, rar sau nu, la rar. Așa? și cum își dorește și călătorii câți ori mai fi pe autobuzele troleibuzului în Piatra Neamț. Acum stăm și ne întrebăm de ce să mai achiziționăm autobuze la troleibuzul. Ce frumos sună autobuze la troleibuzul. Dacă vin autobuzele electrice, a, probabil că nu știm când vin, probabil că nu știm dacă vor funcționa foarte bine. A, era o știre absolut delicioasă în dimineața aceasta despre troleele de la Iași, troleele noi de la Iași, care refuză să meargă pe vremea. rea. Se supără. Când vede că e vreme rea, se supără. Nu se face legătura undeva acolo legătura s-a făcut la achiziționare între furnizor și achizitor. E o legătură care se face automat. Știți, se atrag metalele între ele sau chiar și hârtire, depinde, sau conturile. Dar troleibuzele au refuzat să funcționeze pe vreme proastă. A, deci, revenind, dacă se mai aduc 10 autobuze, pentru ce or fi? La 2500 de lei cred că ar fi perfecte, la pentru a obține profit din casarea lor. Cred că obții 2500 de euro din casarea lor. Eu știu, nu știu. Nu mă pricep. Bine, ne oprim aici cu de o deocamdată și vă propun să mergem un pic, dacă aveți răbdare, la scandalul național numit, uh, uh, cum să-i spunem, Rai 1 sau Rai 2, nici nu știu, Rai 1 parcă, nu? Să-mi spună cineva, Rai 1, Rai 1 și o șoacă show. un scandal care nu e așa a venit exact la timp ca să aibă românii de sărbători circ în lipsa pâinii. Bine, tot românul de sărbători sărbătorește cu pâine multă și cu alte lucruri. Probabil că cei din, din guvernan guvernanții s-au gândit, băi, hai să le dăm și circul de care au nevoie, ca să nu se uite la circul politic de la noi. Așa că ingredientele s-au găsit rapid și cei care se pricep la așa ceva au știut să facă uh, un uh, sos perfect. Adică să iau un bucată senator român, recunoscut pentru ieșirile verbale și. Faptul că are foarte multă personalitate, nu discutăm aici, deci nu agreem modul în care s-a vorbit despre doamna Șoșoacă la Antena 3, făcându-se aluzie la uh, corpora corporalitate. Nu, ea are foarte multă personalitate. Deci se ia un senator de genul ăsta, dacă este și legat de aur este și mai bine, chiar dacă aurul s-a delimitat de domnia sa. Ea are, se știe, păreri antivacciniste și le-a expus în public și a pus și bodniță la Parlament. Deci este personajul ideal pentru a fi folosit ca ingredient principal în sos. După care se ia una bucată jurnalistă, era să spun culturnică, dar asta mi-aduce aminte de, de perioada aceea mai veche din istoria Partidului Comunist Român, care se apropie cu vertiginos și de noi acum din nou. O ziaristă, ziaristă care prestează la un ziar, să-i spunem, la, un, la o publicație numită Scena Nouă. Deci, numele ne duce spre nou pe scena pe care cu toții vom, vom evolua de acum încolo. Am căutat să vedem despre ce scrie doamna Delia Marinescu, cea care a intermediat interviul doamnei de la RAI 1 cu doamna senator Șoșoacă. Deci doamna Delia Marinescu... Scrie despre egalitate de de la rasism la justiție. Ia să vedem ce mai spune. Nimeni nu-ți poate spune care e identitatea ta, care sunt genul și religia ta. O companie americană care s-a dovedit o sectă a fost la o manifestație pro Trump în Arizona, dacă e nevoie să curgă sânge, o să curgă sânge. Povestea primei femei rome de la Consiliul Antidiscriminare. Deci ne facem o imagine asupra acestei jurnaliste așa care pot să spun că are un curcubeu de subiecte pe care le aduce în fața noastră, așa cum ne-am obișnuit la un anumit timp să vedem și în zona Piatra Neamț, în zona Teatrului Tineretului. Această doamnă este cea care a intermediat subiectul. Unde am putea o plasa ca viziune politică pe această doamnă? Evident, într-o tabără total opusă celei doamnei Șoșoacă și a celorlalți oameni care erau alături de doamna Șoșoacă. Pe cine aduce această doamna Delea sau pentru cine intermediază? Pentru o jurnalistă cunoscută, a fost și pe teatru de război, deci mă întreb dacă a fost pe teatru de război și când a fost atacat Irakul pentru armele chimice și dacă a făcut parte din grupul acela de jurnaliști care susțineau că Irakul trebuie atacat pentru că avea arme chimice. Sau Irak, mai contează acum chiar nu mai contează. Dar, doamna jurnalistă a dovedit că își face meseria. S-a dus la doamna Șoșoacă, nu știu dacă jurnalista știa la ce să aștepte, dar sunt convins că doamna Delia Marinescu știa exact la ce să aștepte și cum vor merge lucrurile. Pentru că, poate mulți au uitat, chiar ea a spus, că totul a pornit de la traducere pe care ea o asigura în momentul acela în casa doamnei Șoșacă, unde jurnalista a ajuns și că unde a intrat, trebuie să spunem și asta, invitată de ușa i-a deschis o doamna șoșacă, tot cea care s-a așezat în ușă să nu iasă. De aici încolo nu are niciun fel de importanță ce se mai întâmplă. Pentru că scopul a fost atins. S-a creat un scandal, lumea se uită la televiziuni, televiziunile le dau ce vor, dacă mai pică și câte un asasinat la Iași cu un marocan, Giugiuc ca NRG, adică perfect și ăsta, dacă un primar mai dă foc la o primărie și asta e bine, pentru că nu mai avem timp să vedem cum un tractorist ajunge șef la ANRE, sau alte asemenea lucruri care țin de ceea ce ar trebui să ne intereseze pe noi, nu de agenda făcută de păpușarii care au instrumentat acest scandal sau care au profitat de acest scandal ca să-l instrumenteze. Așa că, în Italia și în alte țări, în România a devenit țara în care. Un senator și polițiștii țin 8 ore sequestrat o echipă de filmare din Italia care se supără că în momentul când a ajuns la uh, secția de poliție ar fi fost percheziționați. Mă rog, e o problemă și asta, nu discutăm aici. Deci scopul a fost atins. Avem circ și oamenii pot să se uită la acest circ printre facturi plătite, printre probleme de sănătate, printre, cum să vă spun eu, tone de angoasă care ne se servesc zilnic. Aceasta este scena nouă pe care evoluăm. Este scena nouă, oameni de la care se ocupă cu această nouă scenă au grijă să ne traseze drumul extrem de atent. Ne mai mirăm că la nivel național s-a hotărât ca fiecare județ unde există președinte de Consiliul de Zean să aibă și prefect, ca lucrurile să fie închise acolo în privința legalității actelor, să ne înțelegem foarte bine, nu a ilegalităților. De ce să ne mai mirăm? Pentru că, în scena nouă, în această scenă nouă, populația, n-am spus altfel, tot cu P, trebuie să învețe că cineva hotărăște pentru ea, că ia hotărâri, că încet, încet drepturile și libertățile fundamentale sunt restrânse, pentru că Așa se dorește. A început peste ocean, a venit încet, încet spre noi, avem uh, niște entități din acestea pe care nimeni nu le poate numi cu claritate, care hotărăsc dacă poți spune, dacă poți folosi cuvântul Crăciun sau nu care hotărăsc dacă ai voie sau n-ai voie să te îmbraci în un fel sau să te dezbraci în un fel, dar dau, dau libertate unor minorități să-ți impună cu forța stilul lor de viață. Aceasta este scena nouă. Bine? Ați venit și nu uitați, vin sărbătorile, de acum nu o să mai vorbim despre lucruri de genul acesta, pentru că măcar în perioada asta merităm și noi să ne bucurăm. La revedere, cele bune!